Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toată lumea știe, în primul rând noi, că mai avem 5 zile până la vacanță. Săptămâna viitoare. 5 zile lucrătoare, da. Păi tu le numeri și pe alea nelucrătoare. Păi... alea nu se pun. Eu tot la 5 mă trezesc și în ara nelucrătoare, să știi. Deci, uite, avem această discuție. Care e mereul nostru, de fapt? 7 sau... sau 8. 8, că facem punte. Facem punte. Practic. Punte pe negativ. Da, și vom avea vacanță luna august, ca de obicei. Și mă uit la ce temperaturi sunt și îmi dau seama că poate ar trebui să facem cumva, să ne luăm vacanța asta a noastră între sezoane sau să schimbăm sezoanele cumva, să fie vacanța în martie sau că în iunie plouă foarte tare, în martie am văzut că a fost vreme bună sau poate în septembrie, deși și în septembrie este foarte cald. Aprilie e ideal. Aprilie zici că e ideal. Da, când cu Paștele. În aprilie cred că a plouat ceva. Nu mai știu, suntem total confuzi. L-am sunat pe Cristian Pitulice, consultant și antreprenor în turism. Bună dimineața, Cristian. Bună dimineața. Bună dimineața. Deci cu temperaturile astea noi suntem confuzi și nu suntem singuri și întrebarea e dacă știi cât e șezlongul vara în Norvegia. Cam senzația că de acum... Da, aproape de cercul polar acolo, da. Da, am citit o postare recentă a ta în care observai că, și te citez acum, dintre toate continentele, Europa are cea mai accelerată creștere a temperaturilor și, adevărat, temperaturile au devenit realmente insuportabile, cel puțin în sudul Europei avem prieteni care sunt deja în vacanță sau care au rude, care locuiesc în Spania, în Italia, este nenorocire. Perioadele de caniculă durează mai mult, sunt mai dese, apar incendii, secetă. Ce înseamnă asta pentru felul în care facem noi turism? Nu noi deșteptarea, ci noi românii în general. Da, noi europeni în general. Noi europenii, da. Da, asta este marea schimbare sau modificare, pentru că, vedeți, noi înregistrăm temperaturile în mod obiectiv și științific de vreo 150 de ani. Dar geologii și geografii, climatologii mai ales, au adunat suficiente date pentru a spune cu subiect și predicat și cu litere mari că schimbarea climei, încălzirea globală, se întâmplă în momentul de față. Anul trecut, dacă ne aducem aminte, au fost tot așa niște valuri de căldură care au doborât niște recorduri în Europa, inclusiv în România. Vara, iarna dintre 2022 și 2023 a fost una dintre cele mai calde ierni istoric. Da. Anul ăsta avem doi anticicloni care vin din Sahara. A fost Cerebul și acum este Charon, care aproape istoric au venit unul după celălalt. Ce înseamnă asta? Că avem 3 săptămâni deja de temperaturi, cel puțin în Spania și în Italia, de peste 40 de grade constant. Da. Se întâmplă. Toată lumea spune, da, dom'le, se întâmplă, nu este nici o nenorocire. Da, este foarte adevărat, dar frecvența cu care apar aceste distorsiuni climatice și intensitatea lor este mult mai mare. Problema e că în Spania, în Italia, în Grecia, te duci să stai la o cărciumioară, să te plimbi pe malul apei, să mai faci o excursie uică pe acolo. Adică nu te duci să stai în cameră la aer condiționat. Nu? Și când sunt 40 de grade afară, n-ai ce face, nu poți sta afară. Asta e. Da, deja, să știți că de prin 2018-19 s-au schimbat niște tipare din astea, oarecum invizibile pentru marea masă, dar să știți că sunt foarte vizibile în alte... prin alte perspective, urmărind alți indicatori. De exemplu, în bazinul Mediteranei, toate cazările s-au scumpit în 2022 și 2023 și din cauza unui fapt mai puțin vizibil. Și anume, oamenii au început să stea preponderent în interior, adică în camera de hotel, în restaurant, în cârciumă, în tavernă și așa mai departe. Implicit au crescut costurile cu electricitatea. De ce? Pentru că consumul de aer condiționat este mult mai mare față de anii trecuți, adică vorbim de acum 4-5 ani. Pe asta se suprapune și creșterea tarifului la electricitate și iată că am ajuns la niște tarife în momentul de față, ca să vă dau și un exemplu concret, că poate plecați în vacanță. De exemplu, la Rimini, în Italia, un apartament care anul trecut îl închiriai în august cu 1000 de euro, în momentul de față costă 1300-1400. Deci avem o creștere de 30-40%. De asta este unul dintre tipare. Al doilea tipar este faptul că august 2023 este
făcând abstracție de pandemie, al treilea an consecutiv, deci 2019, 2022 și 2023, în care în bazinul Mediteranei avem o scădere a circulației turistice. Nu este foarte mare, este de câteva procente, dar este constantă. Ce înseamnă asta? Adică pleacă mai puțin europeni în vacanță exact. În august, în mijlocul verii. Da, vin mai puțin către Grecia, către Italia, către Spania. Asta nu este o tragedie ca atare, nu trebuie să ne panicheze asta, pentru că circulația turistică, în ceea ce am putea numi noi extra sezon, adică în mai, iunie și octombrie, pe aceste destinații a crescut destul de mult, a crescut încă cu niște procente mai mari decât scăderea din iulie-august. Dar asta o să ne, pe termen mediu și lung, o să ne îndepărteze de destinația asta litorale fix în vârf de sezon, în iulie și în august, și o să ne orienteze, așa cum se întâmplă deja în Europa, către zonele Europei Centrale, care în momentul de față vorbim de Cehia, Slovacia, Polonia, Germania, care au niște creșteri aproape spectaculoase în ceea ce privește numărul de noptări, dar și în țările scandinave. Cu Scandinavia nu știu, dar aș vrea să le spun celor care își fac speranțe că am prins o vară în Praga, am crezut că mă topesc. Adică clima continentală vara poate fi foarte dură. Și oamenii caută mare. Da. Iar în Scandinavia, pentru noi românii, cred că e destul de scump. Da, asta este treaba cu Scandinavia. Este o destinație care a fost scumpă istoric, acum va fi încă și mai scumpă. Dar în ceea ce privește Europa continentală, să știți că, da, într-adevăr, așa este. Viena, Praga, deja experimentează niște veri caniculare. Știți că în Viena nu prea există aer condiționat, aer condiționat la hoteluri. Noile hoteluri au început să fie automat, by default, aerul condiționat la ele. Dar treaba este că oamenii încep să se orienteze către destinațiile acvatice, către lacuri. Vorbim aici de Salzkammergut din Austria, de Balatonul din Ungaria, care sunt mările interioare, mările din interiorul continentului, ca să zic așa, și sunt mult mai apetisante decât litoralul din sudul Europei. Pe de altă parte, au fost și sunt destinații care ele erau de vară, de toamnă, de city break, așa, care s-au transformat în destinații de iarnă. Și aici vorbim de Malta, vorbim de Cipru, vorbim de Sicilia, dar și de Istanbul. Istanbul este o destinație foarte bună de vizitat în noiembrie. Dacă până acum 7-8 ani, octombrie sau sfârșit de septembrie, era ideal pentru a vizita Istanbul, acum noiembrie și martie sunt lunile perfecte pentru a vizita acest oraș. Da. Deci tiparele climatice s-au schimbat. Mă și văd cu colegii într-un city break la plajă undeva în Norvegia cu un cocktail de herring murat. Dar până atunci, bun, aș întreba dacă România va, adică turismul din România ar putea beneficia cumva, mă gândesc, de aceste schimbări de obiceiuri de consum? Da, paradoxal, nu, de fapt nu paradoxal, pentru că este un trendul Europei, suntem în Europa, n-avem ce face. Litoralul românesc, care oricum este vai mama lui, probabil că se va prăbuși și mai mult. Oamenii nu vor vrea să ajungă în august să stea pe litoralul românesc făcând nimic în camera de hotel, pentru că asta este marea problemă a litoralului. Nu avem animație, nu avem ce face pe el. Și în sfârșit, trecem peste subiectul ăsta, dar treaba este că destinații de sub munte, cum ar fi din zona subcarpaților, aici vorbim de Ținutul Buzăului, de Oltenia de sub munte, de Țara Hațegului, Munții Banatului și Transilvania ca atare, vor avea niște creșteri substanțiale. Și dacă cineva, o minte luminată, va veni și va trânti și câteva resorturi acolo cu piscine, cu spauri, cu animație, cu siguranță va fi cartea câștigătoare pe termen mediu și lung. De ce? Aici mai este un aspect foarte important. Să știți că și în România și la nivel european s-a mai schimbat un trend. Noi plecăm iarna la mare, de aici încolo. Este mult mai accesibil momentan să plecăm iarna la mare, pentru că o vacanță în Zanzibar iarna este cu vreo 1000 de euro pe familie mai scumpă decât un sejur la schi în Austria. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în deșteptarea Cristian Pitulice, consultant și antreprenor în turism. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.